Autoritățile publice locale din comuna Brebuș au propus să promoveze cu mândrie localitatea și în afara granițelor țării. Luna aceasta, o delegație condusă de primarul Adrian Ungureanu a participat la un proiect internațional desfășurat în Polonia. Brebu are oameni gospodari, are istorie, are tradiție. Degeaba ne dezvoltăm, degeaba ne bucurăm pentru ceea ce realizăm, dacă cei din alte părți nu cunosc tradițiile, istoria, felul în care noi ne gospodărim. Și mergând în Polonia am constatat că într-adevăr putem arăta foarte mult și străinilor. La schimbul de experiență au participat oficialități din 5 țări: Polonia, Germania, Slovacia, Ungaria și România. Primarul Ungureanu a fost plăcut impresionat și a tras concluzii valabile pentru comunitatea românească. Trebuie să ne schimbăm mentalitatea, modul de a gândi, modul de a ne comporta, numai așa putem promova, numai așa putem să ne dezvoltăm și să ajungem și noi într-adevăr în Uniunea Europeană. În cadrul proiectului internațional au fost incluse mai multe evenimente, printre care și ceremonia de sfințire a drapelului de onoare al Consiliului Europei. Cu această ocazie, primarul Adrian Ungureanu a lansat o invitație celorlalți parteneri de a vizita la rândul lor comuna Brebu.